Dragii mei, pentru filmulețul de astăzi m-am gândit să vă explic în foarte puține cuvinte de ce este Terra o planetă cu adevărat unică. Hai să ne gândim. Poate pentru că este așezată la 150 de milioane de kilometri de Soare, adică exact la media dintre afeliu și periheliu, adică punctul cel mai îndepărtat și punctul cel mai apropiat pe orbita noastră, și pentru că luminii îi ia doar 8 minute să parcurgă această distanță. O să vedeți de ce. Poate pentru că primește cu această ocazie doar 2% din energia produsă de Soare. Dar e de ajuns pentru ca toate procesele și fenomenele de la suprafața scoarței terestre, ba chiar și de sub ea, să aibă loc și să se producă într-o ciclicitate perfectă. Și în aceeași idee, pentru că suntem a treia planetă de la Soare, lucru pe care sunt convins că îl știați, și pentru că din cauza asta nici nu ne prăjim ca pe Venus, dar nici nu înghețăm ca pe Marte sau mai încolo la planetele gigant de după aceasta. Înclinarea noastră, nu știu dacă v-ați gândit vreodată că înclinarea axei noastre este fundamentală. Are 23 de grade și 30 de minute și este efectul echilibrului maselor continentale, maselor continentale a plăcilor tectonice, da? Care au generat din după aceasta ca și efect locul polilor, locul tropicelor, locul ecuatorului pe planeta noastră. Gândiți-vă că în urma acestui lucru, noi avem cele trei zone de climă. Iată iar un lucru perfect, iar un lucru ok din punctul ăsta de vedere. V-ați gândit vreodată la cele trei scuturi ale planetei noastre? Trei scuturi foarte importante care opresc tot ce vine rău, tot ce vine negativ, tot ce vine ca și radiație și flux electromagnetic din zona Soarelui, Soarele cel bun, dar până la un punct. Hai să vedem. Câmpul magnetic care deviază acest flux electromagnetic către poli. Acolo vedem perdelele alea frumoase, luminoase, colorate, pe care le numim aurore polare, boreale, respectiv austral. V-ați gândit totuși că în atmosfera noastră există un strat superior numit termosferă sau ionosferă? Știți ce rol are? Ne apără de meteor sau de meteoriți sau de stele căzătoare, cum ne place nouă să spunem. Știți că stratul acesta are și rolul de a întoarce undele radio înapoi pe Pământ, exact ca un satelit natural? Iată încă un element important și nu în cele din urmă. Al treilea scut este stratul de ozon, situat în stratosferă, disipat în stratosferă, care oprește o bună parte din radiațiile negative, să spunem, care vin de la Soare. Asta iar îți conturează ideea că planeta asta e așezată exact unde trebuie și că este perfectă din toate punctele de vedere. Hai să vă dau și încă două chestii ca să închei și să vă pun puțin pe gânduri. V-ați gândit vreodată de ce toți cei aproximativ 20 de miliarde de oameni care au trăit pe planeta asta de-a lungul timpurilor istorice sunt unici? Sunt unici. Cum? Cine decide chestia asta? Sunt unici pentru că amprenta noastră este unică. E o chestie la care vreau să reflectați. Vă mai spun eu, vă dau eu o temă de reflecție, da? V-ați gândit vreodată cum se asigură echilibru femei-bărbați pe planeta asta? V-ați gândit cine sau ce resorturi interioare, umane, de natură, nu știu, divină sau nu, fac ca pe planeta asta să fie aproape întotdeauna tot atâtea femei cât și atâția bărbați? Gândiți-vă că deși bărbații mor mai repede și femeile rămân în viață mai mult timp, în toate maternitățile din această lume se nasc mai mulți băieți decât fetițe. Gândiți-vă puțin că echilibrul ăsta intră tot în logica aceasta a existenței în universul ăsta, mic sau mare, a unei planete unice. Sper că v-am provocat cumva să reflectați și să vă gândiți ce avem în jurul nostru. Dragii mei, vă pupă proful Irașcu. Dacă v-a plăcut, subscribe. Digedanken sind frei. Nu uitați!